Este destul de uh, mare. Cred că așa. Doamne, doar noi ține invers. Scrisul este destul de mare și are, cât să zic, primul volum are, cred că în jur de 300 și ceva de pagini. Cred că volumul care are nu are așa multe pagini, pentru că restul sunt foarte, foarte mare. Cel puțin volumul 4, acolo am ajuns, are 700 și ceva de pagini din ce am văzut. Da, are, vreo, are în jur de 350 de pagini e o lectură care te prinde, eu am, eu am, uitat cum este când te prinde o carte, deci pur și simplu atâta te prinde de nu, nu-ți mai vine să o lași din mână. Stau cu ea, le citesc, după ce am citit, văd și filmele, pentru că am zis că să fac hai, să fac așa, cu că e și sezonul ăsta de sărbători, că vin sărbătorile și mi se pare că se potrivește foarte bine cu Crăciunul, cu perioada asta de iarnă. Foarte îmi plac de la ambalaj, de la cum arată, de la modul de a cum e scris, se, se citește atâta de ușor și te prinde acțiunea, de, nu știu, pur și simplu parcă ești tu în carte acolo, parcă tu trăiești uh, în pielea personajelor. Da, foarte, foarte faine cărțile și continui să le cumpăr. Cel puțin vreau să am toate volumele, mai am de luat vreo 3 cărți și cu asta gata. Pentru că sunt niște cărți pe care vreau să le am de-a lungul anilor și. Pe care vreau să le arăt și copiilor mei, când o fi să fie O carte care mi-a plăcut foarte, foarte mult Și am recitit-o, de fapt, eu am mai citit-o asta și în liceu Asta fiind în urmă cu 10 ani, mai bine de 10 ani, cred că Eram prin clasa 11 De Gustav Flaubert, Doamna Bovary În primul rând o să încep să vă spun că pe mine mă enerva personajul principal Deci pur și simplu îmi venea să strâng de gât eu citind-o mai demult nu mai știam exact care treaba Mai aveam eu vagi amintiri din ce citisem Dar chiar am vrut să -o, o recitesc mi se pare o carte extraordinar de frumoasă Foarte bine scrisă Și un pic, cum să spun eu Pentru vremurile alea au fost un pic cam mult Așa, un fel de extravaganță Pentru perioada în care a fost scrisă Cred că cei care știți Cartea, mă rog, pe mine ce m-a indignat foarte mult, nu vreau să dau spoilere, nu o să încep să o povestesc Însă ideea e că pe mine personajul principal, fiind chiar ea, doamna Bovary, m-a enervat Deși de dacă stau să mă gândesc bine, poate că trebuia un pic să empatizez cu personajul Pentru că de fapt ea a fost o femeie foarte tristă, nemulțumită din toate punctele de vedere O avut o căsătorie în care nu era fericită, o încerca să-și găsească fericirea în afara căsătoriei În fine, mă rog, asta e partea a doua era o femeie care își dorea foarte mult să epateze, să iasă în societate, să aibă o viață socială mult mai activă decât ce au avut până în momentul morții ei, cum ar veni. Sper că nu avea prea multe detalii legate de carte. E foarte, pe mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. V-am spus, chiar dacă personajul principal mă enerva, am mai mult am mers pe partea cu soțul ei, cu Charles Borvari, de care mi-a fost milă pentru că el, de fapt, era o, mai mult o victimă a ei. Dar, în fine, eu vă recomand să citiți pentru că e foarte, foarte faină. Mie mi-a plăcut foarte mult. Chiar, nu știu, nu știu. mi-am reamintit cu mare drag de lectura pe care am citit-o în liceu. Mi-a făcut mare plăcere să o recitesc și acum, la 10 ani de când am terminat liceu. E foarte, foarte faină. Chiar vă recomand. Apoi, încă o... de fapt, hai să încep că una nouă am aici, o să-i pun pe aici o imagine, nu știu pe unde am pus-o, ce am făcut cu ea. E scrisă de Margaret Atwood și spune, inima cedează ultima. Dacă știți că v-am spus o la un moment dat, cred că într-un clip cu nefavorite, că a fost cea mai proastă carte pe care am citit-o, tot de ea, se, Madadam, Mă rog, nu-mi cereți să vă spun acțiunea, pentru că eu n-am priceput-o nici în zi de azi. Așa o carte plictisitoare și urâtă, eu n-am mai citit, nu știu dacă am citit vreuna. Plictisitoare am citit mai de mult de Garabeti Brailianu Adela. Dar nu neapărat că a fost urâtă, Au fost atâta de plictisitoare încât a fost prima și singura carte la care eu m-am oprit la... Cred că nici n-am ajuns la jumătatea ei, pentru că pur și simplu eu n-am mai putut să o citesc. E, mă rog, cu Madadamus altfel Acțiunea aia am citit-o, nu mi-a plăcut și nu mi-a mai dorit și am, mai avut, am avut și cartea asta. Uh, cum e, uh, inima citează ultima? Vreau să vă spun cărțile astea două au fost primite, nu le-am cumpărat eu. Eu sunt foarte așa pretențioasă la cărți, citesc foarte mult, mai ales pe spate să văd dacă e genul de lectură care să mă prindă, pentru că în mod normal de obicei îmi cam fac o idee dacă e genul... și după titlu, dacă mă uit, de exemplu, îmi fac o idee dacă mă va prinde cartea sau nu. No, astea fiind primit, am zis că hai să, le încerc să încerc și pe asta. Într-adevăr, asta mi-a plăcut un pic mai mult decât aia, însă mi se pare foarte asemănătoare, dacă nu chiar copiat, acum nu știu care s-au copiat între ei sau nu, cu... Uh, or fost trei volume de cărți de Blake Crouch uh, și aveau denumite Șeriful, Orașul din Munți, mă rog, genul ăsta titlu, ca să vă faceți o idee, ide uh, în fine. Ca să vă fie mai ușor, a fost un serial după cele trei cărți despre care vă spun, intitulat The Wayward Pines. No. Acolo ideea era că era un oraș nou, lumea pe care noi o știam s-o distrus, nu mai exista, ori supraviețui câteva, câțiva oameni au fost aleși să ajungă în orașul respectiv, însă totul era închis, nu puteai ieși afară pentru că în exteriorul orașului erau numai monștri și, mă rog, genul ăsta de carte, acțiunea se petrecea doar în orașul ăla pur și simplu ca niște roboți. Viața ți era efectiv controlată de alte persoane. Cartea asta merge foarte mult. Inima citează ultima de Margaret Atwood merge foarte mult înspre cărțile despre care v-am spus serialul în sine. Way We... World We Pines îi spune. Nici cărțile acelea nu mor neapărat pe spate, au fost ok. Dar cartea fiind, mie mi s-a părut asta exact comers pe aceeași linie și pe aceeași temă cu celelalte trei. Acum v-am spus, nu știu care le-a -au, au fost primul care a scos cărțile alea, tind să cred că totuși Blake Crouch, pentru că trei volume. Acum nu știu, poate mă înșel. Însă, fiind aceeași temă, v-am spus, nu mm, nu mi s-a părut cine știe ce, cum diferit, dar nu era nici măcar diferită, dacă stau bine să mă gândesc acum, dacă stau să le calculez. Uh, ideea e că, nu, față de cealaltă, mi-au plăcut un pic mai mult, însă nu vă recomand, cred că dacă stau bine să mă gândesc, autoarea asta mie nu-mi place. Mai am o carte de ea, este și serial, Povestea Slujitoarei. Nu m-am uitat încă nici la serial și n-am citit nici cartea. Cartea o am și vreau să o citesc, însă în mare parte mi-am făcut o idee, mie nu-mi place autoarea asta, nu-mi place ce scrie, nu mi se pare că își merită așa mare hype-ul ăsta, că vai, câte cărți au scris, câte ce mari. Ei. Mi se pare că încearcă să fie un fel de Agata Cristi, dar foarte, foarte slabă. niciun caz nu se va compara vreodată cu Agata Cristi, doamne feri. Însă... Urmează să citesc și povestea slujitoarei. Din ce știu, așa și mai ales că a fost foarte mediatizat serialul, am cam înțeles despre ce e vorba și s-ar putea să-mi placă acțiunea sine. Acum urmează să prima oară, să citesc cartea și apoi să mă uit la serial. Și las gata cu Margaret Atwood și nebunile astea. O carte care iară mi-a plăcut, însă o carte uh, mi-a plăcut modul cum e scrisă. Este o carte despre uh, război, despre al doilea, mă rog, nu al doilea război mondial, despre perioada cu naziști, când au fost uh, naziștii la putere, când au ucis evrei, au ucis oameni, o grămadă de oameni vinovați. Uh, carte, uh, cartea se numește Fetița și Nazistul. A fost scrisă de Francoforte și Cila Bonifilioli, doi autori italieni. Și cartea e. Uh, cum să vă spun eu? E copleșitoare. E scrisă foarte frumos. Nu știu dacă povestea au existat în realitate, pentru că mie din toate documentarele și toate filmele legate de naziști pe care le-am văzut, mie mi se pare că oamenii ăia nu au avut nici măcar un pic de empatie pentru semenilor, indiferent de rasă, etnie și nație. Mi s-au părut niște oameni absolut goi de orice sentiment, niște, pur și simplu ca niște roboți și în plus să-ți facă plăcere să ucizi niște oameni, nu știu, pentru mine asta e prea mult, mă depășește, eu, nu știu, nici în zi de astăzi mie nu, nu prea-mi plac Germanii. În mă rog, nu-mi plac. Nu mă tentează să vizitez țara, nu vreau să vă dau șvițul, nici sob Sobiborul, nici... Și în cartea asta despre aici, acțiunea în mare parte a sub petricul la Sobibor. Acum, cum v-am zis, nu știu dacă e luată după realitate sau nu, nu cred. Însă, faptul că o încercat să îmblânzească un pic cum ar fi exista și printre naziști oameni care ar fi avut cât de cât empatie și ar fi dorit să salveze oamenii nevinovați de la o soartă cruntă Probabil că o fi ceva iz de adevăr Mie mi-a plăcut foarte mult Fetița și nazistul Cartea stă la baza faptului că un soldat nazist Își pierde fata, fetița de șase ani în urma unei boli În urma acestui fapt el este trimis în, într-o anumită zonă a regimului nazist, mai degrabă în la Sobibor, eu acolo știu, mi-aduc de foarte bine că acolo a fost, unde întâlnește o fetiță care seamănă leit cu fetița lui decedată și pe care el își dorește din tot sufletul să o salveze de la o soartă cruntă. E foarte bine scrisă, cartea mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut cum s-a pus accentul, e un pic dură în sensul că citind detaliile legate de lagăre și despre modalitatea de a cum îi ucideau și cum le vindeau iluzii unor oameni cărora li s-au luat totul e, nu știu, pur și simplu te, te dărâmă. Însă e o carte foarte, foarte faină. Mie mi-a plăcut foarte mult și chiar vă recomand. Nu știu cum o să o țin eu, dar la editare văd eu cum o să fac ca să se vadă mai ok. O găsiți, de obicei asta e editura Rao și o găsiți în Cărturești, pe Libris pe, nu, mă rog, site-urile astea, cred că mai degrabă v-aș recomanda să o luați de pe Libris, mi se pare că am văzut-o la un preț mult mai mic, eu am dat în jur, cât, 39 de lei, am mai am, și acum mai am prețul, am luat-o din cărtură și am dat 39 de lei pe ea și pe Libris cred că am văzut-o și la vreo 26 de lei, dacă îmi aduc bine aminte, și nu era treaba cu Black Friday-ul, însă vă, chiar vă recomand cartea, mie mi-a plăcut foarte mult și asta. Apoi, o carte foarte faină și Genial scrisă de George Orwell, ferma animalelor. Asta este o satiră adusă regimului comunist. Este, mă rog, nu știu cum să o descriu de fapt. E o, o tragicomedie de fapt, pentru că se potrivește și în zilele noastre e vorba despre animale, ca, animalele de la fermă care își alungă stăpânul care a abuzat de ele și uh, vor un alt regim de viață. În fine nu vreau să vă dau detalii foarte mult, pentru că oricum parte, cartea e foarte scurtă, se citește rapid. Ideea e că după ce reușesc să-l dea afară pe stăpân, la puterea va fi preluată de porci. Și mă rog, nu vreau să fac nicio... Să bat niciun apropo, Însă e foarte fain, mi-a mi plăcut foarte mult cum a fost scrisă, cred că am gătat-o, chiar într-o zi am citit-o, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Cartea e genial scrisă, deci nu, nicio, nu e nicio, nimic de ascuns. Și e, e educativ, adică așa se potrivește cu ce se întâmplă în zilele noastre cu, la nivel politic de, de nu-ți vine să crezi. Și nu doar, mă nu rog, doar la nivel politic, Aici putem să băgăm și ce fac bogații asupra oamenilor săraci, comportamentul celor bogați, nu toți, însă cei care s-au ajuns și așa peste noapte bogați. Și cum exploatează pe cei săraci. În fine, e o carte foarte interesantă, eu chiar vă recomand, mie mi-a plăcut foarte mult. Și ultima carte pe care am citit-o în toamna asta este de uh, o autor sau autoare de origine japoneză. Uite că nici nu m-am uitat nici acum, am tot zis că mă uit să văd ce îi. Se numește Haruki Murakami, la sud de graniță, la vest de soare. E o carte foarte faină, un roman de dragoste, foarte simplu, se citește foarte ușor, nu te pierzi în detalii, nu, nu sunt descrieri ample care să te facă să te gândești, mă, stai să țin minte că descrierea asta trebuie să o țin minte ca să știu cum se vor desfășura lucrurile și ca să înțelegi pe parcurs ce se întâmplă, nu, e foarte simplu scrisă, la fel, o citești rapid, nu are, nu știu câte pagini are, cred că nu are mai mult de 250 de pagini, la fel, e o carte, hai să zici că dacă nu poți neapărat într-o zi, în două zile o gați, pentru că nu, 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 durează mult. Mi mi-a plăcut și cartea asta foarte mult, este vorba despre o poveste de dragoste dintre doi tineri, care la după ce gata școala, drumurile lor o iau, se separă pe parcursul vieții. Unul din ei ajunge să se căsătorească și, și de fapt își întemeiază o familie și la câțiva ani o își reîntâlnește prietena din copilărie, care de fapt era mai mult decât o prietenă, dar în fine, nu o să detaliez mai mult. E foarte fain, mie mi-a plăcut cum o scris și vreau să o mai iau de la autorul respectiv. Chiar vreau să mai mi-am văzut, acum cred că pădurea norvegiană e cea care mi-a trezit interesul și vreau să o cumpăr. Și am să mă mai uit să văd ce mai au. Pentru că v-am spus, chiar se citește chiar rapid, nu, nu stai, nu-ți pierzi aiurea timpul. Niște cărți foarte, foarte faine. Și cred că astea sunt cărțile pe care le-am citit în toamna asta. V-am zis, nu am reușit foarte multe, mai ales acum că. Sunt implicată cu Harry Potter Potter-ul, va dura ceva timp până o să mai încadă și alte cărți prin mână Probabil o să fac și cu cărțile pe care le cit. m am gândit să fac în mă rog, fiecare sfârșit de anotimp Să fac cărțile pe care le-am citit în anotimpul ăsta, să vă povestesc un pic despre ele așa în mare și o să continui tot așa, acum să vedem cum mă voi descurca, că acum vine o perioadă mai aglomerată că sărbătorile. Probabil nu știu cât o să mai reușesc să mai filmez momentan. O să încerc să, să vedem ce și cum, cum, o să mă străduiesc. Părul ăsta este absolut oribil, nu știu ce naiva să mi fac, abia aștept să mă duc să mă tund, pentru că e cazul. Eu îl vreau să-l mi -l las lung, mi filat și acum am băgat și șampon uscat în el și am mai băgat o chestie de la Nivea care de obicei funcționează, dar astăzi m-am și grăbit un fel de spray pentru volum pentru că eu am probleme mari cu volumul în fine, nu mă mai lungesc asta a fost și am vrut să vă spun eu despre cărți eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare, pa, pa!